Mă bucur să amintesc faptul că Părintele Sofian a fost cel care a binecuvântat acest proiect inițiat de tinerii ascoriși la vremea aceea, la care ne-am asociat și noi câțiva tineri la vremea aceea, preoți, teologi, între care și în al preasfințitul Mitropolit Teofan, pe atunci episcop vicar la București. Am în minte o fotografie în care Părinte Sofian era lângă crucea pe care am pus-o când se pune temelie, cum se spune, biserici, împreună cu Părintele Patriarh Teoctist. De mila lui Dumnezeu, am fost și suntem contemporani, am spus lucrul ăsta cu multe împrejurări, în multe împrejurări, cu o mare galerie de părinți duhovnicești, provenind din toate bisericile ortodoxe, greci, ruși, sârbi, români. Părintele Sofian Boghiu se numără și dânsul printre aceștia și cred că ocupă un loc cu totul special. Părinții români nu sunt atât de cunoscuți în celelalte biserici ortodoxe cum sunt cunoscuți ceilalți în biserica noastră. Se pare că avem un dar deosebit ca români de a cinsti mai mult pe ceilalți decât pe ai noștri. Am avut bucuria să aud cuvinte frumoase, foarte frumoase, emoționante chiar, din partea unui mare stare satonit, trecut de curând la Domnul, Părintele Grigorie, starețul mănăstirii Dochiariu, la adresa românilor și a părinților duhovnicești români. Românii sunt smeriți, spunea. Nu știu dacă Paisie și Porfirie sunt sfinți, dar sunt sigur că Dionisie Românul de la Colciu este sfânt. Mărturisea public Părintele Grigorie într-un frumos dialog de seară pe care îl avea cu închinătorii la arhondaricul mănăstirii. Părinte Dionisie însuși spunea că motivul pentru care mari părinți duhovnicești români nu sunt atât de cunoscuți ca cei greci, de exemplu, este acela că noi nu avem scriitori. Nu avem scriitori, dar avem cititori. Sute de titluri scrise de sau despre mari duhovnici ai veacului, greci, ruși, sârbi, români, circulă în tiraje foarte mari în limba română, cu mare succes la publicul larg. Un alt motiv pe care cred că îl observăm cu toții și sper să fie corect întemeiat este acela că părinții români, consecvenți trăsăturilor caracteristice ale monahismului românesc și ale etosului creștinesc românesc, vorbesc mai puțin sau chiar deloc despre experiențele lor dumnezeiești. Am constatat că monahismul românesc, chiar cel de la Sfântul Munte, exprimat în chip desăvârșit în perioada în care Părintele Petronu era stareț la schitul românesc Prodromul, este mai puțin caracterizat de entuziasmul eschatologic, așa cum se întâmplă cu monahismul grecesc, de exemplu, și este cel românesc orientat mai mult spre starea de pocăință și de nevoință. Părintele Sofian însuși ilustrează această trăsătură caracteristică a monahismului românesc, deși a fost părinte duhovnicesc al unui număr impresionant de credincioși, între care s-au aflat nu puțini oameni de înaltă ținută socială, culturală și bisericească, ierarhi, academicieni, medici, profesori universitari, scriitori, artiști. Lucrul acesta nu a ieșit în niciun fel la suprafață. Nici dânsul cât a trăit nu a arătat o astfel de condiție cum că ar fi fost părintele duhovnicesc ca un număr mare de oameni foarte speciali, dar nici fiii săi duhovnicesc nu s-au arătat după aceea pentru a-i cisti ca atare memoria. Părintele Sofian a avut darul nearătării. Este un concept foarte întâlnit la părinții răsăriteni, afania, darul nearătării. Deși a trăit în inima capitalei României, deși a fost apostolul Bucureștilor, cum îl numea Părintele Cleopa, și în timpul vieții sale și după, a reușit să rămână în umbră, nu s-a arătat. Și chipul său blajin și vorba sa liniștită l-au ajutat
să lucreze această nearătare. Îmi amintesc zilele agitate ale evenimentelor din 1989, când au coborât în capitala țării mulți dintre mari duhovnici de la vremea aceea pentru a da sfat și încurajare. Și Părintele Sofian a fost prezent, mai ales în dialogul cu tinerii, a apărut și în presă, în ziare, la radio, la televiziune. Cu toate acestea, felul dânsului de a fi nu l-a impus memoriei colective ca pe o figură foarte prezentă în vremea aceea. Avea darul de a fi prezent cu mare discreție, fără să ocupe locul, fără să consume timpul celorlalți. Făcea loc întotdeauna celorlalți, pe care prin smerenia lui îi ridica de multe ori deasupra dânsului ca vizibilitate. Interlocutorul era mai vizibil decât dânsul, se auzea mai tare și mai mult, deși vorbea desigur în multe împrejurări, predici, chiar conferințe publice din care am ascultat câteva fragmente, dialoguri particulare, mi-l aduc aminte mai curând tăcând și cu privirea în pământ. Tăcerea era o altă virtute a Părintelui. Era o tăcere care spunea mult, care transmitea duh și stări. Vorba dânsului discretă, lină, dulce, era în acord cu discreția, delicatețea și rafinamentul prezenței sale fizice. Cu chipul său plin de pace, luminos, bun, inofensiv, într-o permanentă retragere în sine, în lăuntru, pentru a nu ocupa locul din afară, pentru a nu inoportuna, pentru a nu se propune pe sine. Scrisul dânsului ilustra aceeași așezare. Din fericire au rămas multe pagini cu scrisul de mână al Părintelui Sofian, pagini de jurnal, note de lectură, scurte texte, comentarii teologice, scrisori, etc. Un scris de o delicatețe rară, mărunt, ați văzut o mostră puțin mai înainte, ordonat, adunat, smerit, exprese fidel a minții și a inimii din care izvora. Scrisul Părintelui Sofian semăna mult cu cel al Părintelui Petroniu, aproape că le poți confunda. Asemânarea trădează în rudire duhovnicească. Deși cu un chip mai viguros, cu o prezență mai aspră, Părintele Petroniu ascundea același duh blajin, smerit și iubitor de nearătare. Culeg din toate aceste trăsături, imaginea unei personalități foarte coerente, nerisipite, adunate în sine, unite în duhul propriu, care iradiază o energie, ea însăși unificatoare, nezgomotoasă, care nu îndepărtează, ce atrage irezistibil la sine pe ceilalți. Un duh care era deschis și dispus să primească pe ceilalți în sine, nu să se propună pe sine celorlalți. O energie binefăcătoare tuturor, nediscreționară. În prezența Părintelui Sofian se simțea binevenit și bine primit și bogatul și săracul, și omul de cultură și cel umil și lipsit de educație, uneori, și cel credincios și îndoielnicul. Am mai spus-o, dar simt nevoia să repet în acest context că relația mea cu Părintele Sofian am făcut experiența nemijlocită a bunătății și iubirii de oameni dumnezeiești, care se oferă nediscreționar către toți cu aceeași intensitate și generozitate. Am văzut în Părintele Sofian, ca și în tatăl meu după trup, și nu este întâmplătoare referirea, un umil țăran din Bărăgan, Pătrașcu pe nume, reflexul paternității dumnezeiești, întipărirea chipului lui Dumnezeu Tatăl, care împresoară cu harul său dătător de viață și pe cei buni și pe cei răi, care îmbrățișează iubitor pe toți oamenii, în temeiul nemărginitei sale bunătăți părintești și nu în funcție de meritele oamenilor. Pe mine și familia mea, Părintele Sofian, pentru mine și familia mea, Părintele Sofian, a fost o mare binecuvântare, dumnezeiască, nesperată, ca pentru mulți alții de altfel. Ne-am legat de dânsul începând cu anul 1984, când ne întorceam de la studii,
și ne-am spovedit la dânsul împreună cu familia până când a trecut la Domnul aproape 20 de ani. Mișcările și proiectele noastre mai importante de familie sau personale au pornit și s-au desfășurat cu binecuvântarea dânsului. Îmi pare rău că nu am dat un conținut mai profund personal relațiilor mele cu dânsul. Un motiv a fost și acela că era revendicat de mănăstire și noi cei din afară ne simțeam un pic intruși, fără drepturi legitime în ceea ce îl privea pe părintele. Deși s-a dovedit ulterior că și noi, familia sa mare duhovnicească din afara mănăstirii, l-am iubit la fel sau poate mai mult decât părinții din mănăstire. Ne-am bucurat, cum spuneam aseară, că ne-a ales să edităm cartea sa de suflet, Sfântul Antimi Vireanu și Mănăstirea tuturor Sfinților. Și am regretat că n-am reușit să o scoatem la timp pentru a vedea. Am încercat odată să-l înregistrez video și audio, eram foarte pasionat de această parte a fotografiei și a filmului, la dânsul în chilie. Era în 2001, cu un an înainte de trecerea la Domnul. Ușor jenat de cererea mea, nu m-a refuzat din delicatețe, dar nu mi-a spus multe lucruri. Și arăta mai curând neștiutor, ezitant. Am să le dau câteva din răspunsurile dânsului, care sunt inedite și elocvente pentru smerenia dânsului, dar și pentru profunzimea înțelesurilor. Sunt bune pentru amintiri, comentat dânsul, faptul că înregistram. Ce să vă spun? În preajma războiului, se referea la sfârșitul dânsului, trebuie să fim cu adevărat pregătiți, gata de examen, pentru că pășim de aici, în fața examenului. Nu știu dacă mai este cineva ca mine, a continuat, dar mie mi se pare că n-am să mor. Am această convingere. Sfinții părinți ne spun să ne gândim la moarte. Eu nu am acest gând. Poate să-l dobândesc în viitor. Nu am experiența morții. Ați avut bucurii în viață, îl întreb. Am avut bucurii, dar potolite. Nu am avut bucurii așa, cu răsunet. Dar necazuri. Necazuri am avut. La fel, potolite, nu cu răsunet. Au fost. Păcat că nu pot să vă spun ceva din amintirile mele ca să rămână. Cum vedeți lumea la vârsta Sfinției voastre, îl întreb. După secunde bune de tăcere, în care mă jenam că l-am întrebat, a răspuns scurt. Destul de confuză. Sunt oameni la locul lor, dar majoritatea este confuză și neștiutoare. L-am mai întrebat despre viața din închisoare. Viața din închisoare pentru mine nu a fost un chin. A fost o viață acceptabilă. Am fost acolo mai aproape de Dumnezeu decât în viața aceasta din afară. Acolo era o viață fără bucurii, dar și fără mari necazuri. N-am avut momente de revoltă. Am primit lucrurile așa cum au fost. O viață supravegheată. Vi se pare că progresează omenirea, îl întreb biscoditor. Progresează cu mintea, dar cu inima stă pe loc. Dacă e să rețin vreun cuvânt special de la părintele, l-aș reține pe acesta, deși sunt foarte multe altele. Progresează cu mintea, dar cu inima stă pe loc. Inima duhovnicească, care nu se confundă cu inima aceasta carnală, inima în care este ascuns Dumnezeu. Aceasta este aproape necunoscută de oameni. Cred că este ceva în oameni care se poate schimba și iarăși este ceva care este statornic și este greu să se schimbe. Credința aceea profundă este greu de sădit în om. Omul pare că devine credincios, dar totuși rămâne superficial.
nu ajunge să fie convins profund în viața lui. Ajuns eu la o oarecare maturitate teologică și preocupat în mod special de anumite teme teologice, am înțeles poate prea târziu faptul că, într-o necunoștință fiind pe vremea aceea, nu am luat aminte și nu am investit voință și energie în a da un mai personal conținut, cum spuneam, viu și iubitor, relațiile mele cu Părintele Sofian. Nu am așezat cu hotărâre și cu limpezime în postura mea de fiu, eventual ascultător și iubitor. Nici nu m-am raportat la dânsul conștiința trează și profund asumată ca la un părinte iubitor și iertător. Nu o făcusem, de fapt, nici în relația cu tatăl meu după trup. În cazul acestuia aveam să constat la vârsta maturității că delicatețea și discreția dânsului mă ținuseră departe de manifestarea mai concretă a sentimentelor mele față de dânsul. În cazul părintelui duhovnicesc, al părintelui Sofian, pe lângă motivul acesta, stoparea sau temperarea manifestării sentimentelor personale de către delicatețea și discreția dânsului, s-a adăugat încă o pricină care are, cred, semnificații și rațiuni care veneau din educația mea teologică. Este vorba despre o poziționare a mea și a colegilor mei de generație, mai curând în termeni obiectivi, reci, instituționali și mai puțin în termeni personali. Mergeam la părintele ca la preotul duhovnic, căruia îi mărturiseam păcatele în virtutea poruncii bisericești, a datoriei creștinești și a nevoii personale de a scăpa de povara păcatelor. Nu conștientizam atât și nu făceam loc în sufletul meu simțământului că merg la părintele meu, la tatăl meu duhovnicesc, către care, dincolo de sentimentul recunoștinței și al mulțumirii pentru efortul și răbdarea de a-mi asculta mărturisirea, de a-mi ierta în numele Preasfintei Treimi păcatele și de a mă îndura, ar fi fost firesc să dezvolt sentimente iubitoare de fiu, care să se manifeste concret în cuvinte și în gesturi. Nu cultivam în mod special o relație personală, dincolo de momentul spovedaniei, în care să fim prezenți în viața dânsului ca niște fii ascultători și iubitori. Simt și mă doare această ereditate a relației mele cu Părintele Sofian. Mă tem că ea se datorează, cum spuneam, în principal educației mele teologice, care se limitează de multe ori la dimensiunea exterioară, instituțională, obiectivă, cum spunem, a lucrurilor, inoculându-ne adânc mentalitatea că lucrurile ce dau conținut raportării sau relației noastre cu duhovnicul sunt niște realități obiective. Este ca și când te-ai duce la doctor, tu pacientul, cu conștiința că ai o suferință și trebuie să recurgi la un doctor care are conștiința că este chemat să te vindece. Doctor și pacient, preot și penitent, cum spune, deși nu-mi place deloc cuvântul. Relația este definită de concepte importante, dar totuși concepte: păcat, iertare, mărturisire, rugăciune, mântuire, pocăință. Nu apare suficient de pregnant în șirul acestor realități relația tată-fiu, duhovnicesc, nici componente precum iubirea de fiu către părintele duhovnicesc. Și fac o mică paranteză, pomenind faptul că zilele acestea, ieri, astăzi și mâine, la București, este o manifestare foarte importantă dedicată unui alt mare părinte și teolog român, părintelui Constantin Galeriu. Și mi-aduc aminte că ne-a șocat făcându-i o mărturisire în ceea ce privește relația dânsului cu părinții duhovnicești. Băi copii, zice, eu am o relație mai consistentă cu fiii mei duhovnicești decât cu fiii mei după trup. Ne-am blocat atunci. Acum înțeleg într-adevăr chemarea aceasta și am rămas cu acest dureros regret că nu am dezvoltat o relație mai personală cu părintele și nu mi-am manifestat atât cât s-ar fi cuvenit dragostea de fiu duhovnicesc. Am încercat să recuperez după ce a plecat dintre noi, pomenindu-l cât mai stăruitor la fiecare liturghie și rugăciune personală. Nu-mi găsesc însă mângâierea. Am să trec direct
la o relatare, să spun, care îl privește pe un ucenic al Părintelui Sofian, pentru că timpul trece nemilos. Pentru că cei care în viața lor sunt, iubesc nearătarea, smerenia, tăcerea, cum a făcut-o Părintele Sofian, rânduiește Bunul Dumnezeu într-un fel ca după dânsii, eventual prin ucenici, lucrurile să iasă la suprafață. Și avem în veacul 20 exemple foarte puternice. Cuviosul Siloan ar fi rămas cu totul necunoscut dacă n-ar fi existat Părintele Sofronie. La fel, Gheronosiv ar fi rămas cu totul necunoscut dacă n-ar fi fost familie. Din dorința așadar de a scoate la suprafață mai mult statura duhovnicească a Părintele Sofian, spre încurajare, spre mângâiere, am să mă refer la acest personaj absolut spectaculos, absolut spectaculos, pe care am avut bucuria să-l cunosc cu câteva luni înainte de trecerea la Domnul, care era ucenic al Părintele Sofian, necunoscut de nimeni aproape. Este vorba de un tânăr schimonah, Antonie pe nume, care după o viețuire de peste 20 de ani în totală pusnicie în munți, fusese adus de cineva la București din motive de sănătate și stătea ascuns într-un demisol ca într-o chilie. Ultimul său an de viață a stat în București într-un demisol. A fost o experiență absolut extraordinară. Părintele Antonie, schimonahul ucenic al Părintelui Sofian, atinsese măsuri mari, asemenea celor pe care le citim în mărturiile cuviosului Siloan și ale Părintelui Sofronie sau în ale lui Gheronosiv Isihastru și în ale altor mari părinți ai veacului 20. A trăit în deplină pusnicie. Când a fost nevoie să fie adus la București, dânsul a cerut să îi se tundă părul care îi ajunsese la călcâie. Gazda dânsului mi-a arătat părul acela tăiat. A trăit timp de 16 ani într-o peșteră mică, absolut neamenajată, fără poartă, ușă sau ceva, care avea un pat de piatră, fără niciun fel de sursă de căldură, iarna în mod special. Primul fapt minunat, dincolo de această retragere totală de lume, era acela că de 22 de ani ținea canonul desăvârșit al tăcerii. Nu vorbea și nu articula nici măcar o silabă, deși era vorbitor, avea toate capacitățile fizice și psihice. Comunica prin semne, prin priviri și atunci când avea ceva mai consistent și mai mult de spus, scria pe foi albe, avea teancuri de foi lângă dânsul. Cu litere mari de tipar, așa am comunicat și eu cu dânsul. Am ca mărturii foile acelea scrise. Primise canonul tăcerii de la Părintele Sofian. M-am dus odată să mă spovedesc, spunea, și am spus Părintele Sofian că vorbesc mult. Atunci el mi-a zis, de astăzi să nu mai vorbești. Așa cum l-am cunoscut pe Părintele Sofian, cred că și dumneavoastră, cei care l-ați cunoscut, nu pot imagina să fi dat un canon atât de aspru dânsul cuiva, să nu mai vorbească niciodată. Este foarte posibil, m-am gândit, ca Părintele Sofian să o fi spus de astăzi să nu mai vorbești așa mult. Iar dânsul să fi dat un caracter absolut acestei porunci. Nu a fost ceva simplu de înfăptuit. L-a îndrumat Dumnezeu pe această cale. A mers la Athos și acolo scria pe foiță, am întâlnit un călugăr rus care m-a învățat metoda. Nu l-am mai văzut după aceea, nu știu cine era, știu numai că m-a ajutat cu metoda. Era vorba de a ține în gură o piatră.
Am ținut piatra din Atos de la Vatoped 5 ani. 5 ani de zile așadar nu a scos piatra din gură pentru a-și împlini canonul tăcerii desăvârșite. Fire de Pateric, mă minunez tocmai pentru că la părinții noștri români nu întâlnim astfel de mărturii. Ar fi vrut mult să meargă la Sfântul Munte, dar Părinte Sofia mi-a spus nu, să rămână în pământul în care a rânduit Dumnezeu să se nască. Părintele a făcut ascultare, ajunsese să împlinească ascultarea la măsura deplină, desăvârșită, și să guste din roadele acestei ascultări. Avea conștiința deplină că ceea ce face și a făcut în continuare până la sfârșit era ascultarea desăvârșită de părintele său duhovnicesc, de părintele Sofian. Avea conștiința că această ascultare îl face beneficiarul bunătăților de care se împărtășesc sfinții. Mi-a scris pe hârtie, eu fac ascultare de Sofian. Probabil că zicea direct așa ca să nu mai scrie un cuvânt în plus. Dar m-a surprins. Ori dintr-o oarecare familiaritate, care este mai curând escatologică, în temeiul cărei așa familiaritate și noi îi spunem Dumnezeu tu, nu îi spunem dumneavoastră. Eu fac ascultare de Părinte Sofian, părintele am spus eu, și mă folosesc ca toți sfinții. A se consemna și faptul că această mărturie exprimată la timpul prezent fac ascultare, avea conștiința că face ascultare, era la 16 ani după ce trecuse la Domnul Părintele Sofian. Părintele Antonie părea că dărâmase granițele din lumea, dintre lumea aceasta și lumea cealaltă, dintre veacul acesta și veacul ce va să fie. Mi-a spus că se vede cu Părintele Sofian foarte des, fără nicio ezitare și fără niciun fel de artificiu în limbaj. N-am îndrăznit să-i spun, să-l întreb mai mult în ce context, cum, ce se întâmplă, dar un alt părinte care l-a văzut i-a spus că a lăsat să se înțeleagă că dânsul îl spovedește la Părinte Sofian în continuare. Nu ni s-ar părea că e un fel de, fost și alte lucruri pe care nu îndrăznesc să le spun și datorită îndoielii mele și datorită temerii de răstămășire. Eu dau slavă lui Dumnezeu că l-am întâlnit pentru că mult am cercetat între părinții români din veacul nostru să aflu la ei mărturii despre experiențe dumnezeiești și nu am aflat. Părinte Antonie este primul și singurul care făcea mărturii atât de directe și de curajoase. Despre Părintele Sofian a spus, nu știți voi cât de mare este înaintea lui Dumnezeu, dar a fost smerit și foarte ascuns. Am stat cu Părintele Antonie câteva ore, am fost cucerit de bucuria care îi iradia din chip, de vioicinea Duhului, dar mai ales de îndrăzneala sa. Am reținut două lucruri pe care mi le-a spus. Primul se referea la riscurile pe care le presupunea călătoria pe apele Scripturii. Scriptura e o corabie, zicea. Dacă nu știi să o conduci, te neci în ocean. Al doilea lucru m-a surprins cu supramăsură. M-a blocat pur și simplu. Cred că l-am întrebat dacă citește Scriptura și mi-a scris pe foaie. Reproduc întocmai. Dacă stați cu mine, veți scrie 10 scripturi. O mărturie a faptului că realitățile pe care le trăiește și le vede dânsul, nemijlocit, țin de lumea celor dumnezeiești și pot să devină conținut de aceeași valoare ca cele cuprinse în scripturi. Acest lucru l-am mai întâlnit, exprimat la mulți sfinți părinți ai bisericii și la mulți părinți duhovnicești ai veacului nostru. Părintele Sofronie spunea că dacă s-ar pierde Scriptura, ar putea fi rescrisă din mărturiile părinților ce văd pe Dumnezeu și cele dumnezeiești. Închei. Mi-a mai scris pe hârtie
un alt canon primit de la Părintele Sofian. De ce am spus asta? Pentru că este o latură, să spun așa, Părintele Sofian, pe care n-am cunoscut-o. Și nici n-am auzit-o mărturisită de alții. Spune Părintele Sofian, iar scrie, nu știa Părintele Sofian, mi-a spus să nu văd ce văd, să nu aud ce aud, să nu gândesc ce alții gândesc. Acesta e canonul meu de chilie, zice. Canonul acesta duce la tăcere și slujește mult pe om pentru că șterge ce e rău, cunoștința cea rea. Părinte Antonie s-a sfârșit în chip minunat la 50 de ani. De ce spun în chip minunat? Pentru că îl tot întrebau cei care îl găzduiau, niște tineri credincioși, o familie de credincioși. Părinte Antonie, dacă vreți, când doriți să vă ducem la o mănăstire undeva să și... Zice, da, bine, bine, dar nu îmi spunea niciodată. Cu câteva zile înainte de a pleca, a început să spună, să-l chemați pe părintele Cutare de la Sămăia, Sămăia. A plecat astăzi, a ajuns la mănăstire și a doua zi s-a dat obștescul sfârșit. Și a poruncit înainte să sfârșească să fie mormântat imediat ca să nu apuce nimeni să ajungă la mormântare la ora 9. Este mormântat la o mănăstire foarte nouă, ridicată undeva în munte, în spatele mănăstirii Ureș. Am povestit aceste lucruri într-o pomenirea Părintelui Sofian. Parea nu se potrivi deloc cu discreția dânsului, cu smerenia dânsului și cu iubirea de nearătare a dânsului. Totuși, Părinte Antonie i-a fost ucenic direct și era cu totul încredințat că tot darul lui vine de la Părintele Sofian. Vă mulțumesc!